Ceferiștii au început bine meciul și au deschis scorul în minutul 30 prin Mircea Negru. Cele două formații aveau să termine prima repriză la egalitate, oaspeții restabilind egalitatea după o eroare a lui Sumanariu. În ciuda schimbărilor efectuate de Ovidiu Murariu, Rapidul a dominat repriza secundă și a marcat două goluri prin Ionuț Plămadă și Movileanu. Am văzut o agresivitate care este posibilă, dar pentru acest lucru trebuie să aducem starea fizică a jucătorilor să fie cât mai optimă pentru a reuși lucrul acesta, plus faptul că am reușit să înscriem și 3 goluri, ceea ce este important. O echipă nu poate câștiga dacă nu marchează. În continuare ne dorim să vedem cum reușim să completăm lotul, pentru că s-a văzut că mai e nevoie de unii jucători care să facă față la cerințele Ligii a doua, unde cu siguranță vor fi mult mai mari decât Liga a treia. Până la startul viitoarei ediții a Liga a doua, programat pe 18 august, Rapid va mai disputa alte 4 meciuri de pregătire în compania grupărilor Aerostar Bacău, FC Botoșani, Petrotub Roman și FCM Târgu Mureș. Toate jocurile se vor desfășura pe stadionul Areni.